Hei prieteni, astăzi o să vă prezentăm o serie de ghicitori și întrebări de logică pentru a vă pune un pic creierul la contribuție. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! O ghicitoare de supraviețuire. Un cercetător curajos a pornit într-o călătorie la Polul Nord. El a colectat echipamentele necesare și provizii de mâncare. Rămâne să alegeți modalitatea de transport. Cercetătorul are trei variante. Sane trasă de cai, a doua variantă sane trasă de câini și a treia variantă să meargă pe jos. Pe care dintre aceste variante ar trebui să o aleagă cercetătorul pentru a ajunge la Polul Nord și să se întoarcă înapoi? Caii sunt o modalitate minunată de transport, dar pentru o expediție la Polul Nord, aceasta nu este o variantă destul de bună. În primul rând, ei au copite înguste și pot despica gheața. În al doilea rând, caii transpiră foarte mult, ceea ce poate duce la degerături la temperaturi minime. Să mergi pe jos la fel nu este corect. Oamenii nu sunt capabili să ducă în spate greutăți mult timp, îndeoseb în condițiile Polului Nord. Cea mai bună variantă ar fi să aleagă câinii. Ei, spre deosebire de cai, sunt capabili să meargă pe gheața subțire. La fel, câinii nu vor transpira din cauza că la ei lipsesc glandele sudoripare. De aceea, dacă ați ales câinii, atunci ați răspuns corect. Puneți un like dacă v-ați isprăvit și scrieți în comentarii dacă aveți un câine și de ce rasă este. O ghicitoare de logică. S-au adunat 5 prieteni pentru a se juca în jocuri video. Peste câteva ore, ei au flămânzit de-a binelea. După ce au căutat prin toată casa, au găsit 3 batonașe de ciocolată. Ajutați acești prieteni. Cum să împartă 3 batonașe de ciocolată la 5 oameni, ca toți să mănânce egal? Așadar, prietenii trebuie să ia cuțitul și să împartă fiecare ciocolată în 5 porții egale. Astfel, fiecare din ei va obține câte 3 bucăți de ciocolată. O ghicitoare pentru detectiv. Mrs. Stevenson trăiește la țară. Alături de casa sa cresc câțiva pomi de măr. Recent, Mrs. Stevenson a început să observe că dispar merele de pe coroana pomului. Ea s-a adresat la un polițist pentru ajutor. El a analizat atent locul unde se află pomul. Polițistul a înțeles că tâlharul pătrunde pe teritoriul casei lui Mrs. Stevenson, prin gaura de la gard. Peste o perioadă au fost reținuți 3 suspecți. Priviți-i atent și spuneți cine de ei fură merele. Dacă ați fost atenți, atunci ați observat că gaura de la gard prin care trece tâlharul e destul de îngustă. Asta înseamnă că o putea face doar un copil. Ceilalți pur și simplu nu ar încăpea. Iar acum vă așteaptă un mic test care va verifica activitatea voastră vizuală. Priviți atent și spuneți câte culori diferite vedeți. Printre vampiri a apărut un străin. El dorea să fure aurul ce aparținea vampirilor și principalul vampir a aflat despre asta. El a adunat toți suspecții într-o cameră. Uitați-vă la acei suspecți și spuneți cine din ei nu este un vampir adevărat. După cum se știe, vampirii adevărați se disting prin faptul că nu lasă umbră, dar în spatele uneia dintre cei prezenți se vede umbra. El și este un vampir fals.
Într-o dimineață a avut loc un furt într-un restaurant vegetarian. Polițiștii care au venit la fața locului au stabilit ora exactă de comiterea crimei și trei suspecți. Toți erau lucrători ai restaurantului. Detectivii i-au interogat pe fiecare. Chelnerul a spus că în acel moment era în sală și deservea oaspeții. Doamna care face ordine a spus că spăla geamurile din exterior. Bucătarul a spus că în acel moment prăjea steak-uri. După interogare, poliția a înțeles cine de fapt a comis furtul. Cine oare și de ce? Pentru a găsi hoțul trebuie să fiți foarte atenți. Furtul a avut loc într-un restaurant vegetarian, iar bucătarul a declarat că prăjea steak-uri, ceea ce înseamnă că el minte și este implicat în furt. Iar acum vom verifica cât de bine știți geografia. Capitala Argentinei. Capitala Canadei. Capitala Danemarcei. Iar acum o ghicitoare pentru detectivi. În oraș a apărut un grup criminal ce răpește domnișoare cu înfățișare asiatică. Se cunoaște că capul grupării este o femeie care la fel are un aspect asiatic. Poliția a găsit casa unde sunt capturate fetele. Acolo erau trei domnișoare răpite, dar poliția mai avea informații precum că sub masca unei fete răpite se poate ascunde femeia care este capul grupării criminale. Poliția a interogat toate jertfele. Ele au declarat că au fost răpite cu 3 luni în urmă când ele se întorceau de la muncă. Poliția a arestat-o imediat pe una din fete. Gândiți-vă bine cine a fost arestată și de ce. Luând în considerare că nu există fete asiatice blonde, în 3 luni părul de culoare naturală avea să crească cu câțiva centimetri. De aceea domnișoara cu numărul 2 minte, părul este vopsit ideal, ea și este capul grupării criminale. În avion a pătruns un hoț. El a început să amenințe pasagerii obligându-i să-i dea toate lucrurile de preț ce le posede. Adunând toți banii și bijuteriile în geantă, el a cerut de la personal 2 parașute să părăsească avionul. Întrebarea este de ce hoțul a avut nevoie de 2 parașute, dacă inițial plănuia să sară din avion singur. Întrucât hoțul era unul, dar a cerut 2 parașute, toți au decis că al doilea va fi pentru un potențial ostatic. În așa mod, el nu a permis personalului avionului să-i deterioreze intenționat propria parașută. Priviți atent aceste imagini și găsiți care sunt de prisos.
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Pentru a nu rata noile episoade, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul. Nu uitați să ne spuneți în comentarii la câte ghicitori ați răspuns corect. Iar dacă v-a plăcut acest episod, rupeți butonașul de like. Vă așteptăm pe canalul nostru pentru a rezolva și alte ghicitori. Pace tuturor! Vă pupă la aer!